De ce să te lași de fumat? Dacă te gândești la faptul că viața este foarte trecătoare, poate că ar trebui să te lași de fumat. Dacă te gândești la cei pe care îi iubești, ar trebui să te lași de fumat. Dacă te gândești la legea lui Dumnezeu, ar trebui să te lași de fumat. Dacă ții la tine, ar trebui să te lași de fumat. Mai concret, din punct de vedere medical, fumatul este foarte dăunător. Conține peste 4.000 de substanțe toxice. Ce să vă zic, 90% din persoanele care s-au apucat de fumat sunt dependente. Ca să nu mai zic că e foarte dăunător pentru cei din jur, pentru copii, pentru sugari, pentru soț, soție care nu fumează, pentru oricine e în jurul tău. Ce să vă zic, că fumătorii trăiesc mai puțin cu 20 de ani dacă se îmbolnăvesc în urma fumatului și cu 8 ani dacă nu se îmbolnăvesc, că pot dezvolta diferite forme de cancer, cum ar fi cancerul pulmonar, al cavității bucale, nasului, gâtului, de esofag, stomac, pancreas, vezică urinară, col uterin, sân, infarct. Bine, informația asta am găsit-o și eu pe internet, căutând. Se poate altera gustul și mirosul, pot fi afectate gingiile și dinții, scade capacitatea de apărare împotriva infecțiilor, poate să apară impotența, complicații ale sarcinii, riduri, îmbătrânire, părul și tenul lipsit de strălucire, unghii galbene, dinții galbeniți, tartar, carii, miros, nu mai zic de miros. Da, vedeți, din punct de vedere medical, ar fi multe. Se zice că atunci când fumezi, nicotina ajunge în creier, acea substanță care conține tutunul, ajunge la creier în câteva secunde. Apoi, nicotina declanșează o serie de reacții biochimice care conduc la secreția de dopamină. Dopamina este o substanță care, atunci când este secretată, produce senzația de bine, de calm și de plăcere. Între țigări, nivelul dopaminei începe să scadă, iar fumătorul începe să se simtă nervos, iritat și agitat. Deci, fumătorul începe să se simtă nervos, iritat și agitat și lui îi se pare că prin fumat el se liniștește, dar de fapt pare că nu-i chiar așa. Deci, iată că este afectată și relația noastră interumană prin faptul că fumătorul poate să devină nervos, iritat și agitat. Și iată că apar problemele sociale. Nu mai zic că din punct de vedere duhovnicesc, este un păcat. De ce este un păcat? Că totuși, fumatul a apărut la noi în Europa sau în partea aceasta a continentului, Europa, Asia, foarte târziu, abia prin sfârșitul secolului XV, și a venit din America. Tutunul a fost adus din America, acolo avea tradiție. Se spune că ar fi peste 8.000 de ani o tradiție în America. Apare și în templele indiene de pe vremuri, în templele maiașe, apar reprezentări ale persoanelor care fumau. Acum trăgeau la pipă. Într-adevăr, dacă citim în Sfânta Scriptură, nu găsim argumente scripturistice care să pună în evidență faptul că tutunul ar fi păcat. Însă, sunt câteva citate care vorbesc despre importanța sănătății trupului. Pentru a argumenta, mă voi folosi de Noul Testament și vă voi citi două pasaje din Epistola 1 către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, din capitolul 6,
Întâi, la versetul 12, zice așa: toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Toate îmi sunt îngăduite, dar nu mă voi lăsa birui de ceva. Deci toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Poți să fumezi, dar nu ți este de folos. Toate îmi sunt îngăduite, dar nu mă voi lăsa birui de ceva. Nu mă voi lăsa birui de patima aceasta. Mă voi lupta să fiu liber și să nu fiu rob patimii. Iar la versetele 19 și 20 zice așa: sau nu știți că trupul vostru este templu al Duhului Sfânt care este în voi, pe care îl aveți de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu preț. Slăviți dar pe Dumnezeu în trupul vostru și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Deci iată, trupul acesta este templu al Duhului Sfânt. Cum adică? În momentul în care te rogi cu smerenie, se coboară Duhul Sfânt peste noi și în trupul acesta. În momentul în care te duci la biserică și te spovedești, te împărtășești, harul Duhului Sfânt coboară peste noi. Ne-am fost botezați, am primit harul Duhului Sfânt. Este templul lui Dumnezeu. De aceea trebuie să avem mare, mare grijă de templul acesta și să nu-l otrăvim, să ne îngrijim de el. Ori fumatul asta face, otrăvește trupul și nu are nimic benefic. Totul este foarte otrăvitor. Poate ziceți că și cafeaua, dar cafeaua mai este recomandată. Cafeaua, dar în cantități mari, devine periculoasă. În cantități mici chiar poate fi folositoare și sunt și studii științifice care dovedesc lucrul acesta. Bine, unii zic așa, unii zic așa, dar e clar, eu am întâlnit oameni care au băut cafea și nu au avut probleme, și dar n-au exagerat. Deci important e să nu exagerezi. Acum, tot Mântuitorul care a zis aici așa, tot el a zis: nu judecați și nu veți fi judecați. De aceea cel care nu fumează nu trebuie să judece pe cel care fumează, pentru că fumatul a devenit o patimă și este greu să te lupți cu patima, dar trebuie să vei. Bun, acum să vedem în continuare cum trebuie să, sau ce ar trebui să facem ca să ne luptăm cu această patimă. Cum putem scăpa de patima fumatului? Este o altă întrebare foarte bună și foarte pertinentă. Nu este ușor și sunt sigur de lucrul acesta. Chiar dacă unele persoane ar putea să spună: ei, nu e mare lucru, dar este. Pentru cei care au această patimă, care îi stăpânesc, este mare lucru. Acum depinde și probabil și de ce fel de fumător ești. Dacă ești un fumător ocazional, poate îți va fi mult mai ușor să te lași. De exemplu, tatăl meu a fost fumător ocazional. Fuma cu prietenii, dar nu avea obiceiul să fumeze mult și des. Când se întâlnea cu cineva, ca să se simte bine, fuma o țigară. Însă a văzut la televizor un reportaj despre fumat și cât de dăunător este, foarte bine documentarul făcut, și atunci el și-a zis: gata, din acest moment eu nu mai pun țigară în gură. Și n-a mai pus deloc țigară. A avut o voință foarte, foarte puternică. Deci pentru ca să poți să scapi, în primul rând trebuie să vrei. Primul rând trebuie să îți dorești. De ce să mă las? De ce? De ce să mă las? Am vorbit adineauri. Acum vorbim cum să mă las sau cum să te lași de patima fumatului. Sfântul Siluan Atonitu a făcut o călătorie cu trenul și a întâlnit pe cineva cu care a avut o discuție. Persoana respectivă i-a oferit o țigară. Iar Sfântul Siluan i-a zis: domnule, înainte de a vă aprinde țigara, rugați-vă puțin. Spuneți doar Tatăl nostru. Omul a zis: păi, dar nu merge să te rogi înainte să fumezi. Iar Părintele Siluan a zis: deci, orice lucru
înainte de care nu merge rugăciunea netulburată, mai bine să nu-l facem. Deci, dacă nu poți să zici Tatăl nostru înainte de a pune țigara în gură, mai bine nu fuma. Apoi, un alt sfânt, Ambrozie de la Mănăstirea Optina, Sfântul Ambrozie de la Mănăstirea Optina, într-o scrisoare trimisă unei persoane dependente de țigară, pe nume Alexei Ștefanovici Maiorov, care locuia în Sankt Petersburg, îi scrie așa, și am să citez. Scrieți că nu puteți să vă lăsați de fumat. Ceea ce este cu neputință la om este cu putință cu ajutorul lui Dumnezeu. Trebuie doar să luați hotărârea neclintită de a vă lăsa, dându-vă seama de vătămarea pe care fumatul o aduce sufletului și trupului, întrucât slăbănogește sufletul, înmulțește și întărește patimile, întunecă rațiunea și distruge sănătatea, pricinuind o moarte înceată. Mânia și întristarea sunt urmările îmbolnăvirii sufletului prin fumat. Vă sfătuiesc ca împotriva acestei patimi să folosiți o doctorie duhovnicească, atenție. Spovediți-vă amănunțit toate păcatele pe care le-ați săvârșit în toată viața dumneavoastră, începând de la 7 ani. Și împărtășiți-vă cu sfintele taine, atenție, o să revin la această idee, și citiți zilnic, stând în picioare, câte un capitol sau mai multe din Evanghelie, iar când va năvăli mâhnirea, citiți din nou, până ce va trece, iarăși va năvăli, iarăși citiți din Evanghelie, sau, în loc de asta, faceți, când sunteți singuri, câte 33 de metanii mari, într-o pomenire a vieții pământești a Mântuitorului și a Sfintei Treimi. Această idee de citit din Noul Testament am mai întâlnit-o într-un loc, anume în cartea Pelerinul Rus, pe care vă recomand să o citiți. Este o carte despre viața duhovnicească, foarte interesantă. Acest pelerin, mergând cu caravana, a întâlnit conducătorul caravanei și l-a văzut citind din Noul Testament. Și l-a întrebat, dar cum de citești din Noul Testament? Și el a zis, uite, am avut o patimă foarte puternică, anume patima alcoolului, a beției, și un călugăr m-a sfătuit să citesc câte un capitol din Noul Testament când mă apucă. Și așa am făcut, am citit și am scăpat de patima alcoolului, dar am rămas cu această deprindere de a citi din Noul Testament. Și această citire din Noul Testament, zicea pelerinul, poate fi aplicată și pentru alte patimi, cum ar fi în cazul nostru patima fumatului. Am zis că revenim la ceea ce zicea Sfântul Ambrozie de la Optina. Zice să se spovedească și să se împărtășească. Atenție, am observat că în perioada, în contextul vieții noastre de zi cu zi, foarte mulți duhovnici opresc de la împărtășit pe cei care fumează. Totuși Sfântul Ambrozie zice să se împărtășească. Mulți oameni zic că nu mă împărtășesc, când vorbesc cu ei, de ce nu îmi veni să vă spovedesc? Nu mă împărtășesc, că fumez. Și anulează și nu mai, nici post nu mai ține, nici nu de fumat nu mai, nici post nu mai ține, că zice că fumează, că n-are rost. Nici măcar nu vin să se spovedească. Și eu le zic, mergeți fraților, țineți postul, fumați, asta este. E o luptă până reușești să te lași, dar poți să faci. Trebuie să te străduiești un pic. Dar mergeți și vă împărtășiți dacă vă dă dezlegare duhovnicul. O va cere probabil o abstinență de la fumat, măcar în ziua împărtășirii sau o zi și una după, funcție de fiecare duhovnic. Dar nu vă lăsați nespovediți și neîmpărtășiți. Despre împărtășani o să fac un alt filmuleț. Însă în privința voinței noastre, o putem și noi controla. Dacă, de exemplu, vă propuneți luna asta, fumați, zicem, pe zi 20 de țigări. Propuneți-vă ca de luna viitoare să fumați 15, de luna cealaltă 10, de luna cealaltă 5, de luna cealaltă ocazional, de luna cealaltă deloc. Și cu ajutorul lui Dumnezeu vom reuși.
Cereți lui Dumnezeu să vă ajute, că zice Mântuitorul, cereți și vi se va da, căutați și veți afla, bate și vi se va deschide, că tot cel ce cere, primește. Matei 7:7. De aceea cereți lui Dumnezeu ajutor, cereți Maicii Domnului ajutor, puneți-vă pe rugăciune, puneți-vă voință, căutați toate motivele care v-ar putea ajuta să vă lăsați de patima fumatului. Cu ajutorul lui Dumnezeu, sigur veți reuși. Doamne ajută! Sănătate!